În vederea remedierii unei avarii apărute la o conductă principală, APA Vitale SA s-a confruntat miercuri cu o situație neplăcută, determinând întreruperea furnizării apei potabile către mai multe zone din Iași. Utilizatorii din Bulevardul Țuțora, Bulevardul Primăverii, Splaibahlui, strada Profesor Octavian Maier și calea Chișinăului au fost afectați de această avarie. Reprezentanții APA Vital avertizează că în momentul reluării furnizării apei este posibil să apară o creștere a turbidității apei. Utilizatorii sunt sfătuiți să lase robinetul deschis pentru câteva minute pentru ca apa să revină la caracteristicile normale de potabilitate. În cursul acestei zile, pe magistrala de Fi 800, situată în strada Primăverii, într-un cămin de vane, cu ocazia manevrării uneia din vane, s-a defectat și a aruncat afară axul de acționare, astfel că s-a produs o pierdere care, prin înălțimea la care e ridicată apa, pare spectaculoasă, însă nu sunt pierderi chiar așa mari care se pierd. În cazul în care problemele persistă, cetățenii sunt îndemnați să contacteze APA Vitale SA pentru a atrage atenția asupra situației. O echipă specializată va fi trimisă în zonă pentru a soluționa prompt avariile sesizate.